Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Țin să vă anunț că Comisia Juridică Numiri și Imunități a finalizat examinarea celor 9 cereri depuse la Parlamentul Republicii Moldova de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu cu privire la încuviințarea ridicării imunității parlamentare deputatului Ilan Șor și a aprobat rapoartele pe toate cele 9 cereri ale Procurorului General, respectiv acestea urmând a fi transmise plenului Parlamentului pentru a adopta hotărârea pe marginea solicitărilor Procurorului General. Cam asta este mesajul de bază, dacă sunt, fiindcă altceva nu cred că este de comunicat la moment. Deja veți urmări desfășurarea ședinței în plena Parlamentului, acolo din întrebări și răspunsuri veți afla mai multe detalii cu privire la conținutul cererilor. De fapt, cererea propusă a fost plasată pe site-ul Parlamentului, deci ele sunt publice. Precizare, vă rog, când ar putea fi această ședință plenară și dacă va fi deschisă publică cu toate, adică transmisiuni, cum de obicei? Acest aspect urmează a fi decis la ședința biroului permanent de mâine, vis-a-vis de data ședinței în plen și vis-a-vis de caracterul public al acesteia. Deci, nu mâine... este solicitarea domnului Robu să fie și ședința plenară închisă sau parțială? Nu, nu. Deocamdată nu am primit așa solicitare din partea domnului Procuror General. Precizare dacă astăzi la această ședință, la continuare, au participat și avocații lui Șor? Nu, avocații lui Ilan Șor au refuzat să participe. Deci, de vineri, de la ședințe, ei au anunțat că nu vor mai participa la ședințele comisiei și la fel și domnul supleant al comisiei, fiindcă domnul Ulanu a fost substituit de domnul Fotescu la începutul ședinței de astăzi, deci a asistat la prima parte până la adoptarea raportului pe primul subiect examinat astăzi, la un moment dat a anunțat că se retrage și nu va mai participa. Și că, de fapt, deja decizia este luată. Avem nevoie și de părerea voastră, dumneavoastră. Noi am examinat foarte atent și minuțios cele prezentate de către Procurorul General. Au fost acordate întrebări destul de, aș spune eu așa, detaliate. Și vreau să vă zic că reprezentanții Procuraturii s-au descurcat foarte bine la acest capitol, adică ne-au oferit o informație comprehensivă și destul de pe înțelesul tuturor a ce s-a întâmplat, de fapt, în această fraudă bancară, în dosarul fraudei bancare. Deci, din punctul meu de vedere, membrii comisiei au primit toată informația necesară de la Procuratura Generală ca să-și formeze o impresie sau o imagine obiectivă vis-a-vis de faptele pe care le pretinde Procuratura Generală că ar fi fost comise de către deputatul Ilan Șor. Robu și încă câțiva procurori. Și încă, da, la începutul ședinței încă 2 procurori, după care unul dintre ei s-a retras, deoarece presupun că nu participa la desfășurarea urmăririi penale pe celelalte cereri și a rămas unul singur, deci domnul Robu și încă un procuror. Câți în total procurori sunt implicați în aceste 9? Vine greu să spun, deci chiar din informația prezentată de domnul Iachimovski, care este conducătorul grupului de lucru, deci grupului de urmărire penală pe fraudă bancară, înțeleg că pe frauda bancară sunt în jur de 5-6 procurori. Și încă o precizare, Marina Taubea a postat că lângă birou unde a avut loc ședința au stat niște, nu știu, angajații SPPS sau cine au fost oamenii care au păzit această intrare și de ce a fost nevoie de... Deoarece a fost declarată în continuare ședința comisiei închisă. La solicitarea, inclusiv la solicitarea Procurorului General, deoarece unii deputați ai Parlamentului Republicii Moldova sunt vizați, deci numele lor figurează în informații materiale prezentate de Procuratura Generală și ținând cont de confidențialitatea informației sau confidențialitatea urmăririi penale, era corect ca această informație să nu fie... Cel puțin înțeleg că domnul Fotescu sau domnul Lanov le-ar fi putut transmite, da, eventual. Dar cel puțin să nu fie cumva direct transmisă către persoanele care sunt numite în aceste dosare. Detalii despre dosare nu puteți oferi, măcar
despre ce an, perioadă este vorba, ce perioadă vizează aceste încălcări presupuse sau măcar... Deci este vorba de... asta cred că nu este o mare, mare secret aici. Deci este vorba de perioada anilor 2012, 2013, 2014, mare, mare parte, și este vorba de, dacă să luăm așa pe două categorii mari, este vorba de fraudă bancară și aeroport. Sunt două categorii. Ele sunt interconectate, oarecum, dar ele, așa, dacă cel puțin eu pentru mine, le-am clasificat în două categorii. Când le-am primit asta nouă cereri, le-am clasificat în două categorii, fraudă bancară și aeroport. Da. Cu drag, o zi frumoasă!